Când unii spun despre alții lucruri urâte, când lansează tot felul de atacuri. Și acum, la ceea ce mă refer, este legat de toate aspectele vieții. Fie că vorbim de ceea ce se petrece la televizor, fie că vorbim despre ceea ce apare pe Facebook sau pe alte rețele sociale. Fiecare dată când participăm prin a fi spectatori la astfel de mascarade, la astfel de atacuri, fiecare dată, ce se întâmplă oare cu ființa noastră? Sunt într-adevăr ființe pe acest pământ care lucrează în mod special pentru a transforma oamenii în găini, pentru a le plimba de colo-colo, de la un scandal, de la un pericol de război, de la un pericol de boală, de la un maestru spiritual la altul, de la o religie la alta. Toate acestea sunt modalități prin care oamenii pot fi transformați în găini și plimbați astfel de colo-colo. Și ne-am plimbat mult timp astfel, neștiind ce-i cu noi, mergând mereu după cum bate vântul. Oare nu te-ai săturat? Oare nu te-ai săturat să ți se spună din toate părțile ce să faci și cum să faci să fie mai bine? Întreb. Oare nu te-ai săturat să vezi mereu ce fac alții, ce spun alții? Dar ce faci tu? Ce spui tu? Asta nu contează. Și nu trebuie să conteze tot pentru alții. Să nu faci tot pentru a fi văzut, tot pentru a fi arătat cu degetul sau aplaudat, ci să o faci prin simplu fapt că așa curge din inima ta. Unde să te îndrepți? Ce să faci? Zilele trecute am primit un mesaj în care cineva mă întreba: ok, am înțeles cum e cu liniștea, dar atunci când îmi este foame, ce să fac? Serios, oameni buni? Oare în felul acesta am auzit, am ajuns? În felul în care ne-e frică să facem următorul pas, dacă nu întrebăm pe cineva înainte, dacă nu întrebăm o autoritate înainte, dacă nu întrebăm pe cineva pe care vedem, într-un fel spus, acolo pus pe un piedestal. Acel piedestal nu există, tu ți l-ai creat. Celălalt este tot un om la fel ca și tine. Este la fel de mult spirit divin acolo, la fel de mult pe cât se află în tine deja. Cât să mai ceri în afară? Cât oare? Cât să mai cauți în afară? Cât? În timp ce îți spun lucrurile astea, mă gândesc oare, prin tot ceea ce fac și împărtășesc, nu cumva pot contribui și eu la această mascaradă?
Ceea ce spun este simplu, dar oamenii o pot complica atât de mult. Dacă ajung cuvintele mele, urechile tale, ia-le pe cât se poate de simplu. Ia-le pe cât se poate de simplu acum, dacă în acest moment ceea ce rostesc face o conexiune cu viața ta într-un anumit fel minunat. Pune în aplicare, testează. Dacă nu, nu, pur și simplu mergi mai departe. Pur și simplu uită de această înregistrare, pur și simplu las-o baltă. Pentru că atâta timp cât vom transforma orice cuvânt, orice rostire, orice ființă umană într-un obiect al gândirii, într-un uite, ăsta e modelul, așa trebuie să-mi trăiesc viața. Dragilor, vorbim în continuare de închisoare. Vorbim în continuare de orice altceva, dar nu despre libertate. Libertatea este despre a fi tu însuți. Punct. Sfârșitul poveștii. A fi tu însuți, nu cum îți dictează politicianul, nu cum îți dictează preotul, nu cum îți dictează așa zisul maestru spiritual, nu cum îți dictează prietenul, prietena, iubitul, iubita, soțul, soția, fratele, sora, nu după cum îți dictează exteriorul. Pentru a fi fericit, trebuie să privești în interior. Toate răspunsurile sunt acolo. Nici măcar nu știu dacă aceste cuvinte, fiind rostite în 2020, sunt de fapt pentru 2020. La fel de bine s-ar putea să fie pentru 2100, 2200, nu știu, habar nu am. Pentru că parcă ele nu se lipesc, parcă ele nu ajung cu adevărat la urechile celor care le ascultă. Este simplu și direct, simplu și direct. Ne-am complicat viața atât de mult. Știu că cel puțin unul dintre voi simte cu adevărat și înțelege cu adevărat aceste cuvinte. Altfel, cu siguranță, ele nu s-ar fi petrecut acum. Iar asta mi-aduce un zâmbet pe față. Poate că acel unu nu este încă născut. Dar la el aceste cuvinte vor ajunge. O trezire, o aducere a minte, un clopoțel sunat. Asta poate fi acest mesaj pentru tine. Fie ca el să te ajute să îți deschizi inima și să privești acolo, căci adevărul nu se află în acest mesaj, ci în inima celui pe care îl ascultă. Fii binecuvântat, om bun. Fii binecuvântat.